Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Dacă te-ai arătat lumii pe 26 noiembrie, muncești din greu, urmărești succesul, o poziție înaltă în societate și faci totul în felul tău. Punctul tău forte este capacitatea de a folosi instrumente practice pentru a pune în aplicare idei aparent imposibile și implauzibile. Ești pregătită să călătorești mult pentru a-ți realiza ideile de carieră, natura și entuziasmul liniștit care se manifestă în căutări și studii, este sporită de un temperament luminos, din cauza căruia îți poate fi dificil să rămâi mult timp într-un singur loc când tensiunea crește. Pleci din oraș și încerci să simți unitatea cu forțele naturii, pe care le iubești nespus de mult, ai originalitate neobișnuită în toate problemele. Ești făcută dintr-un material complet diferit de toți ceilalți, deși ideile tale sunt uneori filozofice globale, ele nu sunt în niciun caz străine de pragmatism și practicitate. Căutând realizări și succes, consideri totuși munca ta creativă și autodezvoltarea ca fiind mult mai importante decât toate onorurile și premiile lumii. Tu abordezi viața ca un proces creativ, prin urmare apreciez foarte mult experiența fiecare zile. Cu toate acestea, în același timp, planurile tale cele mai incredibile și ideile romantice, îți pot copleși sufletul. Semnul tău zodiacal aparține constelației săgetător. Semnul zodiacal săgetător este direct legat de semnele elementului foc, care se disting prin următoarele calități, amabilitate, indelicatețe, Iresponsabilitate. Ești o persoană veselă, cinstită și corectă, ai o sete mare de independență spirituală. Viața ta este afectată de maestosul și spiritualul Jupiter. Această planetă ți oferă noroc și bunătate, energie și generozitate, dar nu fără gropi aici, sinceritatea și ambiția ta pot fi echilibrate de frivolitate, o tendință de a-ți asuma riscuri. Generozitatea și complianța pot ajunge în motivație și neglijență excesivă, iar vitalitatea ta poate fi dispersată datorită mișcării în toate direcțiile simultan. Conștientă de numeroasele tale abilități și virtuți, poți fi lovită de vanitate și aroganță, care, la rândul lor, pot duce la dezvoltarea ipocriziei și a pasiunii pentru plăcerile vicioase. Ar trebui să te bazezi pe spiritualitatea ta deosebită, evitând complexele napoleoniene și disprețul față de ceilalți. Iubirea de divertisment și senzualitatea dezvoltată te poate duce la diverse tipuri de dependențe. Ești plină de bunăvoință, dar un aventurier etern, generoasă și în același timp ambițioasă. Jupiter, patronul tău ceresc îți dăruiește cu generozitate o spiritualitate dezvoltată și vigilență pentru bogăția materială, dorința de a te dezvolta și dorința arzătoare de a primi recunoașterea tuturor virtuților tale. Nu este surprinzător faptul că atât de multe trăsături izbitoare intră în conflict, formând o personalitate extrem de interesantă, dar destul de complexă. Așadar, fiind o persoană maestuoasă și elegantă, ar trebui să-ți asculți impulsurile generoase, dar nu să-ți diminueze motivația. Trebuie să dai frâul liber sociabilității și prieteniei, fără să ajungi din ipocrizie, să te bucuri de impulsivitate, dar să-ți controlezi acțiunile și consecințele lor. Deoarece Jupiter gestionează cele mai profunde programe ale psihicului tău, Adesea este dificil pentru tine să separi influențele externe de caracteristicile inerente ale personalității tale. Ar fi minunat să poți stabili în convingerea ta că orice schimbare este posibilă din interior și că mereu vei avea suficientă forță pentru asta. Guvernatorul tău astral este Jupiter. De la acesta tu primești pasiunea pentru tot ceea ce este prestigios, succesul în învățarea limbilor străine. Interesul pentru ceea ce s-a întâmplat de multă timp, pentru istorie și filozofie, pentru cunoașterea omului și psihologie. Jupiter este patronul pentru profesorii universitari, agenții de turism și al agenților matrimoniali. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru atitudinea selectivă față de informații, precum și pentru lipsa capacității de a evalua în mod sensibil informația. Ai o natură neliniștită. Ești un entuziast născut, cercetător, inovator. Îți dorești aventura, gravitezi pentru a călători. Ești gata să consacri multă putere pentru atingerea obiectivelor în carieră. Te poți concentra pe o carieră în străinătate, iubești să înveți continuu. Pofta de cunoștință îți permite să devii un excelent profesionist. În calitate de specialistă de înaltă clasă, primește recunoașterea publicului. Pentru tine, statutul este poate cel mai important lucru din viață, întrucât nu ești capabilă să refuze nici principiul practic, nici poetic al personalității tale, faci încercări disperate de a le combina. Aceste lucruri îți consumă cea mai mare parte din energie timp de mai mulți ani, dar dacă totuși reușești să împaci astfel de înclinații contradictorii ale propriei naturi, atunci nu va exista cu adevărat nici o limită ta. De obicei, o astfel de sinteză este realizată pe baza unei bogate experiențe de viață, dar dacă din anumite motive nu este posibilă combinarea acestor două principii, vei fi aproape sfârșiată între obiectivele logice și cele pragmatice pe de o parte, și cele bizare, fantastice, pe de altă parte. Ești capabilă să obții un anumit succes în fiecare dintre aceste eforturi, dar vei avea întotdeauna un sentiment vag că nu ai reușit să-ți dezvălui pe deplin capacitățile. Pot spune că te zbați între pasiune și indiferență, fiind incapabilă, sau pentru că nu vrei, să iei o decizie finală. De obicei, prietenii de genul tău sunt mai importanți pentru tine decât iubitul, nu numai că ești completă loială prietenilor tăi, dar și capabilă de o crudă sinceritate cu ei. În același timp, ești prima care întrerupe relațiile, folosind adesea tactica unei lovituri neașteptate, dacă înțelegi intuitiv că decalajul dintre voi este prea mare. Datorită acestei caracteristici, comunicarea cu tine poate fi periculoasă. Este de la sine înțeles că ești foarte rezervată cu privire la perspectiva căsătoriei și la nașterea copiilor. Dacă preferi să nu te căsătorești vei fi nemulțumită din cauza singurătății, dar chiar și atunci vei fi sigură că aceasta este mai bună decât constanța obositoare. Este tipic pentru tine să-ți înfrâneze individualitatea, ceea ce nu este atât de ușor atunci când dă nevoia de a te afișa în public devine obligatorie. Indiferent de capacitatea de atașament emoțional, obții succes în societate. Dacă reușești să înțelegi ce vrei să faci și să folosești trăsăturile originale ale caracterului tău, te distingi față de alți nativi din săgetători prin astfel de trăsături speciale, ești optimistă, filozofică, aventuroasă, curajoasă, ești o persoană independentă, puternică, nu accepti conducerea celorlalți, trăiești după propriile reguli și nu depinzi de opiniile celorlalți ești creativă și polivalentă, îi captivezi cu ușurință pe ceilalți cu ideile tale și îi inspiri să le realizeze. Obișnuiești să fii lider în profesie și în relații. Nu tolerezi controlul și te străduiești pentru libertate. Cum afectează data de 26 noiembrie soarta ta? Poți fi numită copilul răsfățat al sorții și ești cu adevărat întotdeauna norocoasă în orice, încă de la naștere o serie de abilități și talente uimitoare pe care numai tu le deții te ajută să mergi mult mai departe decât restul. Constelația Săgetător te a înzestrat cu o putere interioară deosebită și încredere în sine. Aceste abilități ajută la menținerea optimismului și a speranței pentru un mâine prosper. Ești foarte încrezătoare în propriile abilități, iar această credință te ajută să obții ceea ce ți dorești. Te plimbi prin viață cu un mers încrezător? o atitudine semeață, te simți și ești mereu câștigătoare, ai curaj, îți asumi cu încredere munca pe care ceilalți nu o pot face. Determinarea ta trezește respect și încântare în toți ceilalți. Datorită resurselor tale și clarității minții, ești capabilă să ieși din orice probleme. Ești deosebită de viguroasă în apărarea drepturilor tale. Ești obișnuită ca societatea să ia în considerație de drept opinia ta într-o dispută, nu vei renunța niciodată la părerile sau principiile tale. Încă de la naștere, ești destul de autosuficientă, apreciezi libertatea de alegere și de exprimare. Tolerezi destul de greu convențiile și persoanele limitate. Ești considerată complet unică și extraordinară, începând de de la apariție, stil vestimentar, machiaj, parfum, bijuterii, și terminând cu conținutul, inteligența exprimată în cel mai tacticos mod, ai o viziune ciudată asupra lumii, pe care majoritatea celorlalți o consideră cel puțin stranie, nu-ți plac abordările și soluțiile standard, prin urmare, încerci să descoperi specificul unei situații, cauți totdeauna o soluție non-standard, mediul tău înconjurător recunoaște că ești complet diferită de ceilalți ești specială, în plus încerci să subliniezi subtil aceste lucruri cu orice ocazie, în ciuda faptului că ești o persoană polivalentă și dezvoltată în mod cuprinzător, nu diferi în constanță. Aceste lucru este valabil și pentru muncă și pentru familie. Nu știi să te concentrezi asupra unui lucru, așa că ți este extrem de dificil să finalizezi ceea ce ai început. Aceste lucru este valabil și pentru atitudinea mentală, o furtună de emoții care te copleșește garantează o contradicție internă constantă, deși merită menționat că nu întotdeauna poți fi un angajat responsabil cu o abordare serioasă a îndatoririlor tale. Ca specialist cu un altă calificare, poți atinge anumite înălțimi pe scara carierei. Cu toate acestea, ești mai interesată de dezvoltarea personală și de realizarea de sine decât de urii câștigătorului. Prefer să primești plăcere morală din munca ta, crezând că aceasta trebuie obținută în primul rând. Ești foarte erudită, iar aceste lucruri îți permite să ai propria opinie. Mai mult, experiența de viață suficientă îți permite să-ți aperi cu ușurință pozițiile. Carisma naturală, oratoria și darul persoasiunii ajută să influențezi oamenii. Dacă dorești, poți ridica masele din spatele tău ești foarte independentă prin natură, așa că nu este realist să încerce cineva să te încline sau să te forțeze spre ceva. Dragoste și compatibilitate În relații strânse, te grăbești de la o extremă la alta. Ești romantică, prietenoasă, idealistă, dar în același timp critici pe toți cei care nu îndeplinesc standardele tale înalte. Deși iubești senzațiile vibrante și schimbările asociate cu viața independentă, ai nevoie de afecțiune, doruire și de stabilitatea emoțională a căsătoriei. Lei și Berbecul sunt cea mai potrivită pereche pentru tine. Dacă uniunea are loc înainte de vârsta de 28 de ani, vei putea coexista în condiții egale, fără a vă suprima libertatea reciprocă. În astfel de uniuni nu există loc pentru gelozie împreună veți forma un tandem puternic, inspirându-vă reciproc pentru noi realizări. După vârsta de 30 de ani, singura opțiune viabilă pentru tine rămâne un săgetător. El va accepta cu ușurință comportamentul tău extravagant, îți va oferi completa libertate pentru că o cere și el, și cel mai important, îți va respecta cu sfințenie spațiul tău personal, pentru că și el are nevoie de același lucru. Singura condiție însă este ca partenerul săgetător să fie mai în vârstă ca tine și de preferată la a doua căsătorie. Cu pești și fecioara îți poți arăta calitățile de conducere jucând prima vioară dintr-o relație. Scorpionului este greu să te înțeleagă, din cauza dorinței lui de a fi întotdeauna cel mai bun din toate. Balanța și Capricornul nu vor putea înțelege dorința ta constantă de schimbare și pofta de aventură. Astfel încât o astfel de relație, cel mai probabil, nu va fi armonioasă. În dragoste o opțiune ideală este vărsătorul, dar este bine să-l păstrezi în zona de iubit, sub același acoperiș vei exploda deseori din cauza lipsei lui de chipzuință, cheltuielilor excesive și răcerii așternute odată cu praful pe actul de căsătorie. Totul este însă posibil. Neștiind nici ascendentul tău și nici lista datorilor karmice reciproce, locuri de muncă și carieră, ești independentă, ai tendința să faci absolută totul în felul tău, astfel de înclinații apar încă din copilăria timpurie. Dacă independența ta este încurajată de părinți, vei fi crescut pentru a fi un autosuficient, motivat pentru realizare, care vizează persoana de succes. Instinctul de turmă este aproape străin de tine. Este dificil să fii forțată să faci orice. Pentru tine, este important să obții un rezultat practic în orice activitate. Ai talentul de a implementa cele mai ciudate, implauzibile proiecte. Te interesează să faci totul extraordinar. Ești capabilă să lucrezi mult în mod de dezinteresat, dar numai dacă vezi un obiectiv specific. Ca profesionist, reușești să-ți faci loc destul de devreme, reușești să faci o carieră până la 35 de ani, dar nu te grăbești să culegi radele succesului tău. Activă și energică, ești în totdeauna în mișcare. După ce te vei fi oprit în dezvoltarea profesională și personală, poți pierde de fapt sensul vieții, sănătate și boli. Ai multă energie fizică și sau intelectuală. Natura ta rafinată ar trebui să acorde atenție dezvoltării corporale, care este de obicei uitată odată cu întoarcerea lui Saturn, în jurul vârstei de 28 de ani, poți avea o dezvoltare fizică timpurie, poți fi prea dornică de sport sau sex, poți avea tendința de a face acte riscante și periculoase indiferent cărui grup aparții ar trebui să te preocupi în special de leziunile coloanei vertebrale și picioarelor, ar trebui să eviți o izolare prea prelungită de ceilalți, cauzată de propria ta încredere în incapacitatea de a te încadra în societatea obișnuită din cauza exclusivității și disimilarității tale. Trebuie să încerci să-ți diversifici dieta, deoarece alimentele obișnuite deranjează rapid și dezvoltă obiciuri gastronomice proaste. Schimbările frecvente ale dorințelor și stărilor de spirit interferează cu o carieră de succes, strică relațiile în familie. Pentru a atinge armonia, ți se recomandă să te ocupi foarte serios de tine însăți cu maximul mental și fizic. Doar munca pentru o persoană atât de activă nu este suficientă. Destinul și norocul Universul ți-a dăruit o natură încrezătoare, puternică, aspirantă, cu talente, ești înzestrată cu un potențial creativ mare, ești independentă în opiniile tale, ai propriile păreri. Dacă ai încredere că ai dreptate, este imposibil să fii convinsă de contrariul. Nu poți ajunge la dependența de alte persoane, pentru că ești lider care poate conduce, Având capacitatea de a organiza și influența oamenii, poți avea succes în special în domeniul cercetării. Ești predispusă la un interes pentru ocultism, misticism. În ceea ce privește banii, ești norocoasă peste tot. Sfaturi pentru tine. Nu îți place singurătatea? Încearcă tot posibilul pentru a evita izolarea prelungită de societate. Încearcă să găsești un limbaj comun cu alții. Poți fi mult mai obișnuită decât crezi despre tine. Urmărește-ți inima, nu-ți fie frică să iubești. Nu este necesar să-ți testezi puterea nervilor. Comunicarea productivă, plăcută este mult mai bună decât să fii tristă și singură.